așa, vă mulțumesc și eu. Vorba lui Henricat VIII-lea către nevestea lui, Doamne, nu o să vă țin mult, nici nu o să vă mai țin mult. Au fost 28 de lansări în ultimele 3 zile. Lansări care au început cu o colecție de 16 cruzatori români contemporani. Foarte bun, noi datorăm această colecție Andrei Răsuceanu, care îi mulțumesc, pe care o felicit pentru că întreține flacăra prozei românești la editura Humanita. S-a continuat cu Lorenzo Marone, iarăși un autor foarte bun în colecția Raftul de Mise, și a trecut apoi prin o serie de lansări importante prin aceea că au vorbit pe rând despre bine și despre rău. S-a vorbit aici de sistemat în an centenar și a trebuit să fim smeriți, omagiali și tricolori și cu cocarda în piept. S-a vorbit mai mult despre rău decât despre bine, pentru că am avut câteva cărți de developare a răului absolut. E vorba de O istorie mondială a comunismului, de primul volum al lui Thierry Bolton, dintr-o trilogie absolut fantastică și absolut obligatorie pentru cei care vor să știe cu adevărat ce a fost cu lumea asta și spre ce se îndreaptă. Am trecut prin cartea lui Gabriel Liceanu, așteptând în alt fel de omenire. Am trecut prin eseurile despre paradisele lui Horia Roman Patapievici. Au fost multe, multe cărți valoroase, catele poezie, iarăși de o sensibilitate paroxistică a Anei Blandiana, contrapunctat totul cu cartea cărțile Hannah Arendt, în care iarăși avem o discuție asupra răului în lume, și ajungem la cărțile prezentate de Denisa Comănescu, care ține mai bine de 10 ani colecția Raftul de Mise, drept una dintre colecțiile de calitate deținută și de conținută ale pieței noastre editoriale. E o piață editorială încă slabă, suntem încă în coada Europei, să nu ne lăsăm fermecați de faptul că aici au fost foarte mulți oameni și mulți cumpărători și performanțe în domeniul vânzărilor. Suntem în continuare la retrogradare cu Bulgaria, în clasamentul Uniunii Europene care citește, și ar trebui să prindem la un moment dat și cu sprijinul dumneavoastră și cu niște politici editoriale adevărate, măcar barajul pentru rămânerea în prima linie. Mulțumesc foarte mult! Și aș mai adăuga ceva.